Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru această nouă ocazie pe care ne-a pus-o la dispoziție de a fi împărtășie cu El, de a ne lăsa cercetați de Duhul Sfânt, de a ne îmbogăți sufletește prin cuvântul Sfintei Scripturi. În ce privește relația noastră cu cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Iacov spunea la un moment dat, în capitolul 1 al epistolei sale, în versetul 25, cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Aici apostolul nu se adresează doar unei elite speciale de oameni care să citească cuvântul lui Dumnezeu, nu se referă doar la predicatori care în mod deosebit trebuie să studieze cuvântul lui Dumnezeu, ci îl vorbește la modul general. Cine își va adânci privirile? Aici trebuie să se includă orice tânăr, orice tânără, orice frate, orice soră. Cu alte cuvinte, îndemnul acesta este valabil pentru fiecare dintre noi. Toți avem nevoie ca să fim fericiți în lucrarea noastră, ca să fim împliniți în viața noastră, să ne adâncim privirile în cuvântul lui Dumnezeu. Nu este suficientă o citire de suprafață a cuvântului, nu este suficient în mod ocazional să spicuim doar de aici, de acolo, să luăm așa poate doar ceea ce ne convine sau ne pică bine din cuvântul lui Dumnezeu. O adâncire a privirii în cuvânt înseamnă o atenție sporită din partea noastră la fiecare verset și chiar la fiecare cuvânt pe care îl găsim în Biblie. După această adâncire personală pe care trebuie să o facem în cuvânt, continua aici apostolul Iacov și spunea, și va stărui în ea, în această lege a lui Dumnezeu. A stărui presupune continuitate în aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu. A stărui înseamnă că nu doar astăzi, nu doar într-o zi de duminică sunt preocupat de cuvântul Scripturii, ci această preocupare trebuie să o am mai departe și în cursul săptămânii. În timpul meu liber să-mi fac o prioritate din a cerceta cuvântul, pentru că acest cuvânt îmi setează gândirea, acest cuvânt îmi dă înțelepciunea despre care frumos spuneau versurile de cântare, acest cuvânt mă ajută mai bine să înțeleg planul lui Dumnezeu. Și apoi spunea apostolul Iacov, dacă stăruim în legea lui Dumnezeu, trebuie să și memorăm legea sau cuvântul lui Dumnezeu, să nu fim niște ascultători uituci, pentru că se poate întâmpla și lucrul acesta, ai venit în casa de rugăciune, ai ascultat îndemnuri date la timpul de rugăciune, ai ascultat un mesaj, o predică din cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă nu există un interes sincer pentru acest cuvânt al lui Dumnezeu, din momentul din care am ieșit din casa de rugăciune, există riscul să-l uităm. Vin alte probleme, vâltoarea îngrijorărilor obișnuite ne prinde, pierdem mesajul pe care l-am ascultat, vrăjmașul, spunea Domnul Iisus printr-o pildă, vine și fură sămânța care a fost semănată pe terenul inimii. Poate că am avut un teren bun și fertil atunci când am ascultat cuvântul, dar dacă nu sunt atent să păstrez acest cuvânt, să-l memorez, să-mi dezvolt propria mea meditație cu privire la predica ce a fost expusă, atunci o pot să uit. Și dacă memorăm, dacă împlinim și lucrul acesta, în cele din urmă apostolul Iacov spunea cuvântul trebuie aplicat în viața practică. Să fim niște împlinitori cu fapta. Trebuie să-l aprofundăm, trebuie ca să stăruim asupra lui, este necesar ca să-l memorăm și în final, lucru cel mai important, trebuie să-l aplicăm. Pentru că dacă n-am aplicat cuvântul, am fi doar niște teoreticieni, am fi doar niște oameni cu multă cunoștință, niște oameni care sub aspectul acesta informațional cunoaștem foarte mult, nici n-ar mai avea cineva ce să ne zică ceva nou din Scriptură, dar dacă nu-l împlinim, nu-l aplicăm, vom fi niște oameni
dezechilibrați în ce privește creșterea noastră spirituală. Niște oameni care în final putem să cădem pe calea lui Dumnezeu tocmai pentru că n-am vrut să aplicăm cuvântul care ne-a fost dat. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și prin cuvântul pe care El ni l-a pus în seara aceasta înainte, din cartea Deuteronom, capitolul 2. Ni s-a citit aici un fragment din istoria călătoriei poporului Israel înspre țara Canaan. Această călătorie întotdeauna a fost o sursă de inspirație și un izvor de învățătură pentru noi, credincioșii din perioada Harului. Această călătorie a poporului Israel spre țara Canaan este reprezentativă pentru călătoria pe care o avem noi, în care ne-am implicat noi. Vrem să ajungem în Canaanul Ceresc, vrem să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Și iată, ca și evrei de altă dată, întâmpinăm dificultăți, întâmpinăm tot felul de obstacole, tot felul de situații neprevăzute. Ceea ce contează în ultimă instanță este ca să putem finaliza călătoria cu bine. Mulți evrei n-au finalizat, au pierit în pustie, pentru că n-au fost atenți la detaliile cerute de Dumnezeu, pentru că n-au dat importanță la momentul respectiv sfatului lui Moise, care primea descoperire de la Dumnezeu, și din cauza aceasta mulți au ieșuat. Cu toate că erau pe direcția bună, cu toate că ținta lor era bună, totuși au ieșuat. Noi avem deja ținta, dorința noastră este să ajungem în Canaanul Ceresc, dar pe lângă țintă e important să acordăm maximă atenție sfaturilor pe care ni le dă Dumnezeu. Și în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, eu aș vrea să vorbesc despre câteva opriri interzise în drumul spre Canaan. Majoritatea din dumneavoastră sunteți familiarizați cu semnul acela de circulație rutieră, oprirea interzisă, un semn în formă de X. Și noi știm, poate că unii am și pățit, dacă ai oprit mașina sau ai staționat în raza de acțiune a acestui semn, poți să primești o amendă și ești pedepsit de legea aceasta pământească. Când vorbim despre călătoria noastră spre Împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu are anumite opriri interzise în raport cu unele fapte, atitudini, stări sau situații care nu se potrivesc cu voia lui Dumnezeu, care nu sunt compatibile cu cuvântul Sfintei Scripturi. Pentru poporul Israel, Dumnezeu a stabilit câteva opriri interzise. Unele le-au luat în considerare, altele nu. Și vom vedea că aceste opriri interzise sunt și pe traseul vieții noastre. Sunt niște avertismente și pentru noi. Ne regăsim și noi în istoria aceasta și poate că vom constata unii dintre noi că de multe ori am stat pe oprire interzisă de-a binelea, chiar am staționat, n-am mers înainte, viața noastră de credință n-a fost o înaintare, un progres. Am stagnat și poate că am pierdut într-o oarecare măsură și ceea ce câștigasem până atunci în relația cu Dumnezeu. Aici Moise face recapitularea unor evenimente. Este vorba de un dialog care a avut loc între Moise și Dumnezeu. Și când Moise face recapitularea, își aduce aminte de itinerarul pe care l-au parcurs până atunci și își aduce aminte și de lucrurile bune și de lucrurile mai puțin bune și de greșelile pe care le-au făcut evreii. În primul rând, în cuvântul acesta observăm că Dumnezeu le-a cerut evreilor atunci și ne cere nouă, în călătoria actuală spre Canaan, să nu ne oprim la conflicte care irosesc puterea noastră spirituală. Dumnezeu, stând de vorbă cu Moise, i-a spus așa: aveți să treceți prin hotarele fraților voștri, copiii lui Esau. Când veți ajunge acolo, să nu vă încăierați cu ei. Aceasta este expresia biblică. Dumnezeu cunoștea temperamentul acesta oarecum impulsiv și încăpățânat al evreilor. Mulți dintre ei niște oameni gata de ceartă, niște oameni cărora le sărea țandăra foarte ușor. Pe de altă parte, Dumnezeu îi cunoștea pe copiii lui Esau, descendenții, spița de neam aceasta lui Esau, la fel niște oameni războinici,
niște oameni firești care de altfel nu mai erau într-o relație bună cu Dumnezeu. Și Dumnezeu știa că exista posibilitatea ca întâlnindu-se cu acești copii ai lui Esau în muntele Seir, puteau să iasă scântei, să iasă conflict. Și atunci Dumnezeu lasă avertismentul foarte clar, să nu vă încăierați cu ei, nu vă consumați timpul și energia într-un conflict care nu vă privește, voi trebuie să vă păstrați resursele și puterea să mergeți mai departe ca să ajungeți în Canaan. Ei au trecut testul acesta cu bine, pentru că spune versetul 8, am trecut pe departe de frații noștri, copiii lui Esau care locuiesc în Seir și pe departe de drumul care duce în câmpie, departe de Elat. Au ascultat, cel puțin în punctul acesta de Dumnezeu, au mers așa mai pe la distanță, s-au gândit mai bine să evităm, într-adevăr, Dumnezeu are dreptate, să nu intrăm într-un conflict care poate să blocheze înaintarea noastră spre țara Canaan. Ei au trecut cu bine testul, întrebarea este dacă și noi trecem cu bine testul acesta. Nu-i așa că mulți dintre noi câteodată ne oprim la conflicte care ne secătuiesc puterea, certuri câteodată care ne epuizează din punct de vedere emoțional și chiar spiritual, certuri care pe unii îi duce la o stare nervoasă, permanentă, încât poate că nici nu se mai pot concentra în casa lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți creștini la ora actuală care merg spre Canaan ca și traseu de ansamblu, dar care s-au oprit la conflicte. Duc cu ei anumite resentimente, nu pot ierta pe cineva. Sunt într-o situație tensionată cu altcineva. De multe ori sunt conflicte la nivel de familie și atâta vreme cât cineva rămâne într-o stare de conflict cu o altă persoană sau cu mai multe persoane, omul acesta nu înaintează spre Canaan, ci el este pe oprire interzisă. Este într-o zonă de risc, într-o zonă în care pierde pacea, pierde părtășia cu Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea, și vă aduc aminte, în Evanghelia după Matei, în predica de pe munte, în fericirile pe care le-a rostit, versetul 9 din capitolul 5, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Nu oamenii turbulenți, nu oamenii care provoacă certuri, despre cei care provoacă certuri, care aruncă sămânța de intrigă, de dezbinare. Cartea Proverbelor spune că Dumnezeu urăște pe cei care stârnesc certuri între frați. Ferice de cei împăciuitori, oamenii care au un duh de pace, oamenii care în momentul în care văd că s-a ivit un conflict, imediat fac tot ce depinde de ei ca să rezolve conflictul acesta, pentru că este o problemă de urgență, nu-i ceva care suportă amânare. Domnul Iisus în aceeași predică și-a dezvoltat ideea, capitolul 5, cu versetul 25 și a spus așa, caută de grabă de te împacă cu părâșul tău câtă vreme ești pe drum, lasă-ți darul dacă ai venit cu el la altar. Că darul acesta nu-l impresionează pe Dumnezeu, nu iei ochii lui Dumnezeu dacă ai pus pe tarabă în fața lui un dar, ceva anume și nici chiar cu o slujbă, cât ar fi ea de pioasă și de frumoasă. Pentru că dacă în spatele slujbei mele e un duh de ceartă, este un resentiment pe care nu l-am rezolvat, darul acesta nu mai are semnificație în ochii lui Dumnezeu. De aceea Domnul spunea, lasă-ți darul la altar și du-te repede, urgent, împacă-te cu părâșul tău. Rezolvă situația aceasta de conflict, ești într-o zonă de risc. Să nu stăm pe oprire interzisă. Cu aproximativ o lună de zile în urmă, citeam o știre despre un om care în zona noastră de nord a țării s-a oprit la o groapă de pământ unde a găsit niște bombe. S-a oprit acolo. Omul a studiat problema și a făcut rapid un calcul în mintea lui și a numărat acele bombe, erau vreo 86, și s-a gândit el să le ducă la un punct de colectare a fierului vechi, să facă niște bani, că știți că românul face bani din orice. Așa că a încărcat bombele în căruța lui și s-a dus cu bombele la târg. Cineva a sesizat această situație, a fost chemată poliția, au venit cei de la poliție, au venit specialiști în domeniu, pirotehniștii care se ocupă cu materiale explozive, l-au stopat pe omul acela din drumul lui, au descărcat cu mare atenție și cu mijloace specifice toate bombele acelea și au explicat omului că tot timpul el a fost
în fața unui mare risc. Materialul acela exploziv încă era activ, practic în orice moment. Bombele puteau fi detonate, omul putea să fie sfârtecat în bucăți și chiar era pusă în pericol și viața altor oameni care eventual erau pe acolo prin jurul căruței sale. Omul ducea bombele fără să fie conștient de riscul la care se expunea. Ce vreau să vă spun? Mulți dintre noi cărăm bombele unor resentimente cu noi. Amărăciune, gelozie, neiertare, nu-l pot vedea pe cutare, nu pot să-l accept pe celălalt, o atitudine de dispreț față de cineva. Și bombele acestea nu fac altceva decât să ne provoace mult rău și efectiv să împiedice relația noastră cu Dumnezeu. De multe ori poate ne gândim că timpul va rezolva litigiul care s-a creat între mine și fratele meu și mă gândesc că mai bine evit, nu dau ochii cu persoana respectivă, de ce să mai scormonesc într-un foc, mai bine îmi văd de drumul meu și prin evitare voi reuși ca să soluționez această problemă. Dar timpul nu rezolvă problemele. Vă rog să vă aduceți aminte că între Iacov și Esau a fost un conflict. Esau a prins ură pe Iacov, pentru că Iacov l-a înșelat. I-a luat dreptul de întâi născut, apoi a luat binecuvântarea și în final Esau a prins ură pe Iacov. Ura aceasta era atât de pregnantă încât se gândea că după ce va muri bătrânul lui tată, el îl va ucide pe fratele lui. Știți cât a cărat Esau bombele acestea? Resentimentul, ura față de fratele lui, 20 de ani. N-a fost ușor nici pentru Iacov, pentru că și Iacov se simțea la nivel de conștiință copleșit de vinovăție. Știa că l-a înșelat pe fratele lui și Iacov a fost pus în situația că 20 de ani a trăit cu o remușcare, a trăit cu o problemă nerezolvată, timpul n-a făcut să se evapore sau să dispară situația aceasta conflictuală. Timpul nu face altceva decât să sedimenteze lucrurile rele din viața noastră și chiar să le facă mai urâte, să le amplifice. Ei, după 20 de ani, ne arată Scriptura în Cartea Genesa, Iacov n-a mai suportat această situație. A avut un moment de trezire spirituală. Un moment în care s-a întâlnit cu Dumnezeu și a spus: Doamne, oricât ar fi prețul pe care trebuie să-l plătesc de mare, eu nu vreau să mai trăiesc așa cu gândul că între mine și fratele meu există o situație neplăcută. Doamne, vreau să mă împac cu fratele meu, vreau să mă întâlnesc cu el, dar te rog, dă-mi înțelepciune să știu cum să mă port. Iacov a luat inițiativa împăcării. Așa este omul care merge pe calea cea bună. Ia inițiativa împăcării, chiar dacă nu ești tu primul vinovat în această situație. Dar totdeauna trebuie să fii un om de inițiativă înspre bine, înspre zidire, înspre câștigarea fratelui tău sau a celui din casa ta, pentru că poate să fie vorba și de o persoană din familie. A luat inițiativa, a pregătit un dar foarte mare, multe vite, cum avea el atunci, turme de oi și vite, pentru că n-avea importanță cât îl costă. Dorința lui intensă era să se împace cu Esau. Când vrei să te împaci, nu mai contează prețul pe care îl plătești. Ești dispus să faci orice, pentru că îți dai seama că împăcarea cu fratele tău e mult mai scumpă decât orice valoare pământească. În cele din urmă s-a întâlnit cu fratele său. Fratele lui a văzut și turma aceea de oi care a fost trimisă înainte și cămile și alte vite. Dar Iacov, spune Scriptura, s-a plecat cu fața la pământ de 7 ori înaintea lui Esau. Când vrei să te împaci, ești gata să te pleci. Ești gata să stai în fața fratelui tău și să-ți ceri iertare. Ești gata să alegi cuvintele cele mai frumoase în dorința aceasta de a rezolva situația, de a dispărea conflictul. Și asistăm acolo în Scriptură la o scenă atât de frumoasă. O împăcare între doi frați care se îmbrățișează, care plâng împreună, care nu-și mai dea până amintirile acelea urâte, cu toate că îl cunoaștem pe Esau în Scriptură ca fiind portretul omului lumesc, totuși în secvența respectivă Esau ne dă o lecție despre cum trebuie să ierți pe frați. Esau nu-i reproșează nimic despre faptul că Iacov l-a înșelat. Esau nu mai vine să aducă amintirile acelea neplăcute din trecut, să le pune iar pe masă, așa cum facem noi câteodată când avem un subiect și subiectul este mai tensionat, aducem din urmă toate problemele. Mi-aduc aminte de acum 20 de ani, de acum 15 ani, ce vorbă mi-ai spus,
ce atitudine ai avut față de mine. Se pare că avem o memorie foarte sclipitoare când este vorba de a reține datele negative despre ce au făcut cei din jurul nostru și o memorie foarte slabă când e vorba să reținem binele pe care ni l-au făcut alții. Asta este un defect, o inversare de valori. E sau nu reproșează nimic. Are loc acolo o scenă de iertare și de împăcare între frați. Au fost gata să lase bombele din existența lor și să trăiască în pace, să fie în comunicare. Doamne, ajută-ne și pe noi la lucrul acesta. Să nu te oprești la conflicte care ți rosesc puterea și care ți împiedică înaintarea spre Canaan. Evreii nu s-au oprit. În călătoria lor prin pustie au mers mai departe. Dar, în al doilea rând, Dumnezeu le-a cerut, lor atunci și ne cere și nouă, le-a cerut să nu se oprească la lucruri pe care nu aveau să le moștenească. Versetul 9, Domnul mi-a zis, nu face război cu Moab și nu te apuca la luptă cu el, căci nu-ți voi da nimic să stăpânești în țara lui. Și la fel, în versetul 19, să te apropii de copiii lui Amon, să nu faci război cu ei și să nu te iei la luptă cu ei, căci nu-ți voi da nimic de stăpânit în țara copiilor lui Amon. Am dat o stăpânire copiilor lui Lot. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le spune așa, voi o să treceți prin locuri și prin țări frumoase. O să treceți prin Moab, o să vedeți lucruri frumoase, o să vedeți o țară încântătoare, dar rețineți, nu v-am dat Moabul ca să-l moșteniți, nu vă opriți acolo, nu faceți un război inutil cu locuitorii acestei țări. Veți trece prin țara amoniților, veți vedea lucruri interesante, captivante, frumoase, dar la fel, nu vă opriți că nu v-am dat nici țara lui Amon. Moștenirea voastră, le spune Dumnezeu, este dincolo de Iordan, este Canaanul. Deci nu vă opriți la lucruri pe care nu vi le-am încredințat, le zice Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuie să recunoaștem că e valabil și pentru noi. În drumul nostru spre Canaanul Ceresc trecem prin lumea aceasta, așa cum era și cântarea. O lume care ne ademenește, o lume care încearcă să ne seducă, o lume care ar vrea să stăm așa numai înfipți cu rădăcinile vieții noastre la interesele acestui pământ. Și Dumnezeu ne spune, moștenirea noastră e dincolo de Iordan. Moștenirea noastră este veșnică. Să nu ne agățăm prea tare de lumea aceasta. Apostolul Petru spune în prima lui epistolă, în privința aceasta despre moștenirea nestricăcioasă pe care ne-a dat-o Dumnezeu, capitolul 1, versetele 3 și 4, Dumnezeu v-a chemat la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Frați și surori, moștenirea noastră veșnică, nestricăcioasă, pe care nimeni nu poate să ne-o ia, e dincolo, este Canaanul. Treci prin Moab, dar nu te opri în Moab. Suntem responsabili. Avem familii, trebuie să ne ocupăm de lucrurile acestui pământ, dar în 1 Corinteni, capitolul 7, Apostolul Pavel zice, cine se ocupă de lucrurile acestei lumi, să fie ca și cum nu s-ar ocupa, adică să nu ajungi la obsesie cu privire la lucrurile acestui pământ. Nu te preocupa prea mult de ele. Trebuie să îngrijești de familia ta, căci Apostolul Pavel spune, cine nu îngrijește de ai lui și mai ales de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios. Aceasta e altă față a problemei. Biblia nu încurajează la iresponsabilitate. Trebuie să te îngrijești. Dar în această îngrijire, în această răspundere pe care o ai cu privire la casa ta, cu privire la copiii tăi, nu te opri doar la dimensiunea Moabului acestui pământ. Lasă-ți privirile spre Canaanul Ceresc. Cât de frumos vorbește în privința aceasta Apostolul Pavel atunci când le scrie Colosenilor, capitolul 3, versetele 1 și 2, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, adică la moștenirea voastră finală, nu la cele de pe pământ. Frate Pavel, dar cine nu se gândește și la lucrurile de pe pământ? Am fi exagerați și poate ipocriți să zicem că nu ne gândim și la lucrurile de pe pământ. Dar ceea ce subliniază aici Apostolul Pavel este că lucrurile de sus sunt prioritare. Nu vă concentrați la lucrurile de pe pământ, chiar dacă vă folosiți de ele, chiar dacă treceți prin Moab,
Dar nu rămâneți în punctul acesta, nu stați pe oprire interzisă, nu vă compromiteți viața spirituală când este vorba de anumite interese pământești, pentru că au fost oameni, chiar în istoria acestei călătorii, care s-au oprit, aduceți-vă aminte de Acan. Era și el din oastea poporului Israel și când la un moment dat Acan a văzut în prada filistenilor o manta frumoasă de șinear, o haină după ultima modă din Babilonul acelor timpuri, a văzut acolo 200 de sicli de argint, o valoare considerabilă, și a mai văzut și o placă de aur, s-a oprit. Parcă era hipnotizat de lucrurile pe care le-a văzut. A uitat că moștenirea nu era de natura argintului și aurului, moștenirea era altceva. A uitat de legea lui Dumnezeu, pe care o cunoștea, pe care a auzit-o și el cu urechile lui, știa să nu furi. A uitat de porunca imediată pe care a dat-o Dumnezeu, să nu luați lucrurile acestea din pradă, pentru că sunt date spre nimicire, că despre aur și argint trebuia să fie închinat lui Dumnezeu. Acan și-a anulat toate gândurile acestea din legea lui Dumnezeu, pe care le știa, în favoarea unui interes personal, că s-a gândit el, așa cum din păcate se gândesc mulți în vremea noastră. Las și eu 5 minute pocăința la o parte. Acum dacă îmi rezolv și o problemă, Dumnezeu mă știe că sunt sărac, sunt într-o situație mai grea, aici sunt numai câteva lucruri, nu o să mă condamne Dumnezeu pentru 200 de sicli de argint, sunt niște mărunțișuri în fața lui Dumnezeu, mă gândesc că o să mă înțeleagă și o să mă ierte și apoi eu mă întorc la adunare și din nou mă rog și cânt și sunt lângă Moise, nu cred că va fi Dumnezeu atât de aspru. Mă gândesc eu, ceva de genul ăsta a fost în mintea lui când a pus mâna pe lucrurile alea. S-a furișat în cortul lui, a făcut o groapă în mijlocul cortului său și le-a ascuns acolo și poate s-a felicitat în mintea lui și s-o fi gândit totuși să fii băiat deștept în ziua de azi. Am fost așa cum pas în fața celorlalți și după ce lucrurile se liniștesc puțin și intrăm în stăpânirea Canaanului, atunci o să scot și eu din groapă încet aurul și argintul și atunci o să ies așa și eu puțin printre frați în mantaua mea din Babilon. Mă vor întreba ei de unde o ai, nu trebuie să le dau explicații prea multe, nu-i treaba lor. Își făcea și el visurile lui. N-a fost așa. N-a fost așa. Noi cunoaștem întâmplarea. Prin tragere la sorți a fost descoperit păcatul lui. A trebuit să suporte o sentință, o pedeapsă atât de mare. Și nu numai el, toată casa lui. Scriptura zice că Acan, fiii și fiicele lui au fost scoși în fața poporului, au fost nimiciți cu pietre, în conformitate cu legea lui Dumnezeu din Vechiul Testament, și s-a dat foc cortului său cu tot ce era. Sigur că noi ne gândim, dar ce vin aveau fiii și fiicele lui Acan. Putem să ne dăm seama că acolo a existat și un grad de complicitate în familia lui Acan. Că vă dați seama, era imposibil să aducă lucrurile alea în mijlocul cortului fără să vadă și ceilalți membri din familie, că erau și ei pe acolo. Și oricum, groapa se vedea în mijlocul cortului. Erau niște semnalmente că acolo s-a ascuns ceva. Dar familia, când a văzut că tata vine cu aur și argint acasă, a spus, ce tată de scurcăreț avem. Nu vine ca alții cu mâinile în buzunar și fluierând apagubă. Uite, tata vine cu aur, vine cu argint. Nu ne interesează de unde l-a adus, cum l-a câștigat. Bravo, tată! Așa te vrem, să ne ajut și pe noi să ieșim din impas. Complicitatea de multe ori în familie este o plagă. Dacă vezi că soțul tău are tendințe din astea de cleptomanie, de a pune mâna pe ce nu-i aparține, sau de mitomanie, de a minți ca să își ajusteze niște lucruri ce nu-i aparțin, ești responsabilă ca și soție să nu accepți așa ceva. Dacă copiii ar sesiza că părinții lor fac astfel de lucruri, sunt responsabili să intervină. Dacă invers, părinții vor vedea la copii atitudini de felul ăsta, de furtișaguri, de viclenii, sunt datori înaintea lui Dumnezeu să nu intre în complicitate. Nu aprobați stările acestea, pentru că dacă intervii cu cuvântul lui Dumnezeu, salvezi viața celor din casa ta. Acolo a fost cu siguranță o complicitate. De aceea au suportat în mod colectiv, toți cei din familia lui Acan au suportat pedeapsa lui Dumnezeu. Au stat pe oprire interzisă. Nu te opri la lucrurile acestui pământ. Odată s-a întâmplat că un vânător a găsit într-o pădure un pui de vulturi. Și era singurel acest pui de vulturi, l-a luat acasă și a început să-l crească printre găinile lui. Dar puiul de vulturi creștea cu o mentalitate de găină. La un moment dat a fost surprins vânătorul să vadă că acest vultur, care de acum a crescuse și era mare, stătea în vârful unei grămezi de gunoaie și scormonea și el ca o găină. I s-a făcut milă cumva și s-a gândit, el este un vultur și iată, uite, trăiește ca o găină.
S-a apropiat de el, l-a prins repede, că nu putea să fugă mai tare decât o găină, și l-a zvârlit cu putere în sus. În momentul acela, instinctul de vulturi s-a declanșat. Pasărea și-a deschis aripile, nu s-a mai întors la grămada de gunoaie și s-a tot înălțat în cer spre văzduh. Nu e așa că și noi câteodată stăm cam prea mult pe grămezile de gunoaie ale acestei lumi și tot scormonim în speranța că vom fi mai bine, mai mari, mai tari. Și Dumnezeu ne spune prin cuvântul Scripturii, nu te opri la aceste lucruri. Tu ai o identitate legată de cer. Într-o zi, eu și tu și noi toți împreună vom zbura, împreună cu Domnul Iisus Hristos, ca să ne ducem definitiv, pentru totdeauna, în moștenirea aceasta veșnică, nestricăcioasă pe care ne-a pregătit-o. Dar atunci când vine Domnul Iisus Hristos ca să ne ia, de unde ne ia? Eu vă spun sigur că nu ne ia de pe grămezile de gunoaie din lumea asta. El ne ia de aici, din casa de rugăciune, ne ia dacă ne găsește într-un duh de pace, ne ia dacă ne găsește niște oameni preocupați de lucrările Lui, preocupați de cuvântul Lui, preocupați de studiu biblic, preocupați de a face bine. Și la lucrul acesta să spunem un Doamne ajută-ne, să nu ne oprim la Moabul acestui pământ. Dragii mei, a treia oprire interzisă de Dumnezeu, așa cum reiese din istoria acestei călătorii, constă în a nu ne opri la invitațiile pe care lumea ni le face înspre păcat. E adevărat că evreii în călătoria lor nu s-au oprit să ia în stăpânire țara Moabului. N-au avut interes să cucerească țara pentru că știau, noi ajungem în Canaan. Și totuși s-au oprit în Moab dintr-un alt motiv. Pentru că moabiții au acționat cu viclenie la sfatul pe care Balaam l-a dat împăratului Moabului și moabiții i-au poftit, i-au invitat pe evrei la mesele lor idolatre, la distracțiile lor. Detaliile acestui aspect le găsim în Cartea Numeri, capitolul 25, de unde vreau să vă citesc, versetele 1 și 2. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor. Moabiții, când i-au văzut pe evrei în țara lor, au spus, ăștia sunt periculoși. Să-i batem cu război? Nu putem. Pentru că ei au un Dumnezeu care îi apără, un Dumnezeu tare. Experiența lor demonstrează lucrul ăsta. Nu putem să-i învingem prin forță. Au încercat prin vrăjitorii, prin descântece. În scopul acesta l-au chemat pe Balaam. N-au reușit. Dumnezeu l-a forțat pe Balaam și s-a folosit de gura lui Balaam ca să rostească doar binecuvântări pentru poporul evreu. Și atunci moabiții s-au gândit la această strategie atât de vicleană, atât de demonică. Și s-au gândit, dacă îi facem pe evrei să păcătuiască, nici nu trebuie să-i mai batem noi, că îi bate însăși Dumnezeul lor. Îi pedepsește Dumnezeu. Pentru că ei vor intra în conflict cu Dumnezeul lor și cu legile acestui Dumnezeu. O strategie demonică. Și știți că această învățătura lui Balaam este reamintită în cartea Apocalipsa pentru că se regăsea la un moment dat în practica unei biserici. Exista acolo învățătura lui Balaam, adică oameni invitați la păcat, oameni chemați și poftiți la compromis. Așa s-a întâmplat atunci. N-au ieșit deci cu săbii, n-au ieșit cu arcuri, n-au ieșit cu amenințări, ci Scriptura spune pur și simplu, ele au poftit poporul la jertfele lor. Dragii mei, vreau să vă amintesc în seara aceasta, când lumea ne prigonește și ne urăște, noi înțelegem clar strategia celui rău, ne opunem, strângem rândurile, ne rugăm, suntem în unitate. Când frații au fost prigoniți, prigoana i-a strâns mai tare, prigoana i-a adunat la oaltă, chiar dacă trebuiau să se roage nascuns. Dar iată că lumea vine cu cealaltă fațetă, prietenia lumii. Nu mai vine ca să te prigonească, nu vine să declanșeze un război verbal împotriva ta, nu vine neapărat să te batjocorească, dar vine lumea, sau vine omul acela din lume, vine la tine cu zâmbetul pe buze și îți întinde doza cu bere și spune, hai, ia și tu de aici, lasă că toată lumea crede în Dumnezeu și noi doar credem în Dumnezeu. Știu că tu ești pocăit, dar nu e o tragedie acum dacă iei și tu o doză de bere. La altul poate vine cu o țigară.
La altul vine Moabul, poate cu un film murdar. Zice, uită-te și tu odată, de curiozitate, ești tânăr, lărgește-ți orizontul să mai vezi și tu ce-i în stânga și în dreapta. La altul vine cu o invitație la discotecă. La altul vine cu o invitație la nu știu ce distracție. La altul vine cu o invitație la o onomastică. La altul vine cu o invitație care, sigur, o fac colegii de servici. Din respect pentru ei, va zice cineva, trebuie să fii și tu prezent acolo. Tu nu bei, nu fumezi, nu dansezi. Dar așa, ca să-ți demonstrezi colegialitatea ta față de ei, o să fie acolo o mică distracție, dar tu vei fi rezervat și tu îți vezi de treaba ta, numai să fii și tu prezent acolo. Știți ce spune Scriptura în privința aceasta? Vă aduc aminte, cred că știți, Efeseni, capitolul 5, versetele 10 și 11, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Biblia spune, nu luați deloc parte. Diavolul spune, numai puțin, puțin, deschide ușa puțin și el după aia știe cum să pună piciorul în ușă și nu mai poți închide. Eclesiastul capitolul 10 zice, puțină nebunie biruiește înțelepciunea și slava, puțină, nu trebuie multă, odată așa te duci, și după aia vezi ce consecințe neplăcute culegi. Apostolul Pavel spune, puțin a luat, nu trebuie mult, puțin a luat. Dospește toată plămădeala. Puțină curiozitate, să vezi ce este dincolo de geamurile alea fumurii, dincolo de reclamele alea sclipitoare, puțină curiozitate, să vezi ce e dincolo de ușă. Și aia te costă foarte scump. Puțină curiozitate a avut și Dina, și noi cunoaștem istoria ei, să vadă și acum sfetele țării, a ieșit fără nicio protecție, fără frații ei, a ieșit de pe ogorul lui tata. Iacov acolo în țara aceea a cumpărat un ogor, în mijlocul ogorului a așezat un altar, a spus, copii, aici e zona noastră, zona de autoritate, aici ne protejează, ne binecuvintează Dumnezeu, stăm la altar, ne rugăm, muncim, chiar dacă suntem într-o țară străină, nicio problemă, Dumnezeu este cu noi, nu ne temem. Și toți au spus, da, tată, numai că Dina într-o zi s-a gândit, ce tot altar, tot în perimetrul ăsta, parcă sunt numai la lege, numai la restricții, nu fă una, nu fă cealaltă, m-am săturat, să văd și eu puțin țara asta, acum nu fi foc dacă mă duc și eu la o plimbare. Și Dina a ieșit la plimbare, fără protecție. Rezultatul? Devine victima acelui prinț păgân cu numele Sihem. O tinerețe distrusă, iremediabil, că sunt lucruri pe care poți să le pierzi pentru totdeauna și să nu le mai recuperezi. Sunt istorii pe care ți le faci și pe care le regreți toată viața, câteodată, de la puțină curiozitate, de la cel puțin. Un război civil s-a declanșat între Iacov și locuitorii păgâni din țara aceea. Mulți oameni au murit și totul a început doar cu puțin. Iată de ce, dragii mei, cuvântul Scripturii spune să nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului. Mergeam undeva în județul Iași, într-o biserică mai mică și acolo... La un moment dat, la slujba de duminică, am văzut două surori care plângeau foarte tare și la urmă surorile au mărturisit și au spus, frate, ne-am dus puțin, puțin. Așa am crezut noi, că ne ducem puțin la nunta unei rude de-a noastre. Ne-am gândit totuși să ajutăm această rudă, mai facem mâncare, o rudă nepocăită și am zis, nu avem treabă cu ce se întâmplă acolo, ei dansează, joacă, beau rachiu. Dar noi ne ducem așa din respect și cine știe, s-au gândit ele, poate acolo facem și un pic de evangelizare, că doar și Domnul Iisus a stat la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Știți, noi câteodată încercăm să argumentăm cu Scriptura scoțând din context. Domnul a stat la masă cu vameșii și cu păcătoșii ca să-i ridice din starea lor, nu să asculte bancurile, glumele lor, nu să se identifice cu atmosfera lor greșită. Domnul avea un obiectiv foarte clar și avea autoritatea corespunzătoare să le vestească Evanghelia. Domnul îi ridica pe vame și pe păcătoși la un standard mai înalt. Când noi încercăm să facem lucrul ăsta, s-ar putea ca vame și păcătoși să ne tragă pe noi în jos. Așa s-a întâmplat cu ele, s-au dus acolo. Și la un moment dat, stând la masă cu ceilalți, oamenii de acolo au încins o horă, au început să joace și celelalte femei pline de tupeu le-au înșfăcat pur și simplu pe aceste surori, le-au luat pe sus și le-au implicat în cercul acela de dans. Și acum este o vorbă, dacă ai intrat în horă, trebuie să joci. Și la un moment dat oamenii se uitau la ele și, vă dați seama, râdeau și le ironizau, uite cum joacă pocăitele, trist și rușinos în același timp. Sigur, ele s-au smuls în cele din urmă de acolo, au plecat, au regretat, s-au pocăit și-au plâns păcatul și-au învățat lecția, dar eu m-am gândit, cât e diavolul de șiret. Invitația vine frumos,
Puțin, vino și tu să vezi. Și când ai stat pe oprire interzisă și când te-ai dus în lumea lor, la bairamurile lor, la discotecile lor, la ofertele lor, bine cosmetizate în afară, dar care au o travă înăuntru, la urmă te trezești, dacă te mai trezești, cu consecințe atât de dureroase și de dramatice. Nu sta pe oprire interzisă. Oricât de mult are și fetele Moabului să te cheme pe tine ca și băiat, tu ai valorile tale, ai principiile tale, ai chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Oricât de mult ar încerca băieții din Moabul acesta să te invite pe tine ca și fată, să vezi puțin cealaltă lume, tu ai aici bucuriile pe care ți le dă Duhul Sfânt, ai părtășia cu Dumnezeu. Nu se merită să înghiți ciorba de linte acestei lumi și să-ți pierzi relația atât de valoroasă cu Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să vedem în al patrulea și în ultimul rând, Dumnezeu le-a cerut evreilor să nu se oprească nici la descurajarea provocată de vrăjmași. Nu vă opriți la conflicte cu frații voștri, că aceste conflicte vă irosesc puterea. Nu vă opriți la lucruri pe care nu le moșteniți, Canaanul este moștenirea voastră. Nu vă opriți la invitațiile compromițătoare ale Moabului și iată deci în al patrulea rând, nu vă opriți la descurajarea pe care vrăjmașul o aduce în viața voastră. În cele din urmă, evreii au plecat din Moab, dar au lăsat acolo un cimitir de 24.000 de morți. Atât de mult i-a costat oprirea din Moab. Faptul că au mers la discotecile lor și s-au murdărit cu femeile de acolo și au mers la mesele lor idolatre. Un cimitir întreg pentru că a venit pedeapsa lui Dumnezeu. Au plecat mai puțin, dar s-au dus mai departe. Și când să se îndrepte spre Canaan, vedem aici în Deuteronom capitolul 2 de la versetul 26, era necesar să mai treacă printr-o țară, printr-o zonă, țara lui Sihon, împăratul Hesbonului. Și Moise a stat de vorbă cu împăratul acesta și a zis, versetul 27, lasă-mă să trec prin țara ta, voi ține drumul mare, fără să mă bat nici la dreapta, nici la stânga. Versetul 30, dar Sihon, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el. N-a vrut. Omul acesta le-a ieșit în față și le-a zis, pe aici nu se trece, e treaba voastră, ocoliți țara, găsiți un alt traseu, nu ne interesează, prin țara noastră nu veți călca cu talpa piciorului, nu se trece. Au încercat să-i intimideze, să-i descurajeze, un fel de barieră. Nu e așa că și în drumul nostru spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu, vin momente de felul ăsta de descurajare, când parcă te gândești, nu poți să mergi mai departe, nu poți să înaintezi. Sihonul acestui veac ne proiectează în față tot felul de amenințări. Câteodată te uiți la lipsa de servici, n-ai servici, rămâi fără servici. Te uiți la lipsa de resurse, te uiți la paguba pe care tocmai ai suportat-o, poate ai muncit multă vreme și nu ți-a plătit cineva. Te uiți la anumite incidente, mai vine și încercare, mai vine și o boală, mai vine și un necaz, și un copil pe care îl duci din spital în spital și nu mai știi ce să faci. Și atunci apare Sihon și zice, hei, unde crezi tu că ajungi în Canaan? Tu aici rămâi, tu nu vezi dezastru, unde-i Dumnezeul tău? Te-ai rugat, te-ai încrezut în El, nu vezi că te-a lăsat, nici nu-L interesează de viața ta. Vine cu vorbe de felul acesta de descurajare. Dragul meu, vreau să-ți aduc aminte că Dumnezeu îngăduie situații de felul ăsta. Și chiar aici, dacă ne uităm, spune versetul 30, partea a doua, căci Domnul Dumnezeul tău i-a făcut duhul neînduplecat și i-a împietrit inima acestui Sihon, tocmai ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi. Era îngăduit de Dumnezeu ca Sihon să intre în opoziție, pentru ca Dumnezeu să-și proslăvească numele, pentru ca Dumnezeu să-i determine pe evrei să-și pună toată încrederea în Dumnezeu, nu în forțele lor proprii, să nu creadă așa că s-au descurcat singuri în drumul acesta spre Canaan. Dumnezeu permite necaz, încercare, suferință, nu ca tu să stai pe oprire interzisă, să plângi în continuu, să fii disperat, să faci calcule tot timpul cu privire la ce ai pierdut, ci dimpotrivă, pentru ca în mijlocul cuptorului cu foc să te apropii de Dumnezeu, să-ți pui mai tare încrederea în Dumnezeu. În cele din urmă, evreii i-au bătut pe acești păgâni. Dumnezeu i-a dat în mâinile lor și au mers mai departe și s-au dus înspre Canaan. Și vreau în seara aceasta să spun, în cele din urmă, Dumnezeu te ajută să depășești orice obstacol. Un evreu a venit odată la un rabin cu lacrimi în ochi și a spus, rabine, sunt disperat, am pierdut totul, tot ce aveam, toată averea mea, toți banii mei, totul am pierdut, nu știu ce să fac. Și rabinul l-a privit și a spus, îmi pare rău să aud că ți-ai pierdut caracterul. Dar nu despre caracter ți-am vorbit. O, atunci îmi pare rău să aud că ți-ai pierdut credința în Dumnezeu.
Dar nu despre credința în Dumnezeu îți vorbeam. Ei, atunci îmi pare rău să aud că ți-ai pierdut mântuirea. Nu mai înțeles, nu despre lucrurile astea îți vorbeam. Și atunci rabinul îi spune, fii atent, dacă tu nu ți-ai pierdut caracterul, dacă nu ți-ai pierdut credința, dacă nu ți-ai pierdut mântuirea, de fapt, tu n-ai pierdut nimic. Dacă l-ai pe Dumnezeu cu tine, n-ai pierdut nimic. Oricum, lucrurile acestui pământ nu le luăm cu noi, nu le ducem cu noi dincolo. Observați cum Dumnezeu ne trece prin fluctuații foarte mari. Câteodată cu o mână îți dă binecuvântarea și apoi vine cu cealaltă mână și ia câte un pic să vadă ce face. Este un test. Când ucenicilor li s-a umplut mreaja cu pește, tare s-au bucurat, s-au slăvit să fie Domnul. Doamne, ne-ai umplut mreaja cu pește! Dar s-au uitat la Domnul Iisus și au spus, pentru noi e mai important să fim cu Domnul. Și interesant, spune Evanghelia după Luca în capitolul 5, au lăsat totul. Au lăsat totul și s-au dus după el. Au zis, e mai bine să fim cu sursa binecuvântării decât cu binecuvântarea propriu-zisă. N-au stat lângă mreaja cu pește să zică, Doamne, îți mulțumim frumos. Uite, și data viitoare când venim la pescuit, vino din nou să ne spui cam pe unde să aruncăm mreaja. E frumos când tu ne spui acolo și vine pâlcul de pești în mreaja noastră, mai vindem și noi, facem comerț, câștigăm un ban. Doamne, te așteptăm, mai vine și data viitoare pe la noi. Nu! Au zis, Doamne, noi venim după tine, noi te urmăm. Probabil că mulți așa fac, îl cheamă pe Dumnezeu numai ca să-i binecuvinteze pe plan material. Dar când ești cu Dumnezeu, treci și prin vale și pe deal. Treci și în prosperitate și în sărăcie și în necaz. Când ești cu Dumnezeu, sihonul acestui veac nu te sperie, pentru că Domnul este de partea ta și cu siguranță vei ajunge în Canaan. Să nu stăm pe oprire interzisă. Și aș vrea să încheiem cu o rugăciune seara aceasta. Și vă provoc să ne gândim fiecare dintre noi la viața noastră, fiecare în mod personal. Poate că te-ai oprit la anumite conflicte, resentimente, neiertare față de cineva. Și în seara asta cuvântul ți-a spus, e o zonă de risc, nu sta pe oprire interzisă, poți să plătești foarte mult, stai pe loc, n-ai înaintare. Sau poate că ți-ai dat seama seara aceasta că te-ai oprit la lucruri pe care nu le moștenești niciodată, prea mult, te-ai concentrat prea mult, ai ajuns prea îngrijorat. Și Domnul vrea să-ți ridice privirile spre cer, spre moștenirea veșnică. Sau poate că ți-ai dat seama că te-ai oprit la anumite invitații compromițătoare ale Moabului, ale păcatului. În seara aceasta este momentul să te desprinzi de aceste invitații. Să spui deloc, nu voi lua parte deloc la lucrările neroditoare. Sau poate că te-ai oprit într-un moment de descurajare, de durere, de încercare și Domnul îți spune că e alături de tine. Haideți cu toți în picioare. Să venim în această rugăciune și să chemăm puterea și prezența lui Dumnezeu peste viața noastră, peste familiile noastre, să-L rugăm pe Dumnezeu din toată inima, să ne ajute pe toți care suntem în locul acesta, să nu stăm pe opriri interzise, să mergem înainte spre Canaanul lui. Amin.